Evenimentul foarte îndrăgit de Gălățeni a ajuns la cea de-a 7-a ediție, fiind organizat de Centrul Cultural Dunărea de Jos. La acest festival vor participa 8 fanfare din 3 țări, Turcia, Moldova și România. Din țară vor participa fanfare din Câmpia Turzii, Pitești, Giurgiu, Constanța, Brăila și fanfara Valului Dunărea, Centrul Cultural Dunărea de Jos. Și cum v-am mai spus, Turcia și Moldova. Pentru prima oară va fi prezent o fanfară populară, adică am vrut să schimbăm repertoriul, să fie ușor mai atractiv. O să încercăm la anul să aducem mai multe fanfare populare, pentru că ca să strici ușor monotonia pe care am avut-o la celelalte festivaluri. Alături de fanfarii prezente își vor da concursul și școala de dans sportiv Fantezia, corul teatrului Nae Leonard din Galați, majoretele școlii numărul 9 din Galați conduse de doamna profesor Popescu și, în ultimul rând, 3 soliști de la București, un solist instrumentist la flaut de la Filarmonica George Enescu, o solistă vocală de la Teatrul de Operetă din București și un tenor de la Opera Română din București. Sunt participă cam 200 de instrumentiști la acest festival. Bugetul festivalului este în jur de 70.000 de lei. Aici incluzând cazarea, masa participanților, drepturile de autor pentru instrumentiști, pentru soliștii care vin la Galați, cei 3 de la București. Joi 9 august, începând cu ora 18, vor fi prezentate fanfarele participante. La ora 20 va fi concertul de deschidere al festivalului, susținut de fanfara Valurile Dunării din Galați, fanfara Valahia din Giurgiu și corul Teatrului Muzical Nae Leonard.